Printre participanți a numărat și părintele Pimen Vlad, starețul chiliei intrarea Maicii Domnului în biserică, de la schitul la Comuntele Atos, Grecia, care a dus bucurie credincioșilor prin prezența sa la eveniment. O selecție specială de pricesne a fost prezentată de grupul folcloric Humoreanca de la Clubul Copiilor din Gura Humorului. Preasfințitul părinte Ignatie a împărtășit învățături despre Sfântul Gheorghe, subliniind de dragostea acestuia pentru Hristos și îndemnându-i pe credincioși să urmeze exemplul martirului în căutarea mântuirii. Memoria liturgică a zilei de astăzi ne pune spre pomenire pe unul dintre martirii, mucenicii Bisericii Primare. Sfântul Mare, mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Că în momentul în care Împăratul Dioclețian a impus drept normă, în mod obligatoriu, închinarea la Zeul Soare. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu un curaj și cu o iubire deplină față de Hristos și a dat demisia din funcția importantă pe care o ocupa din funcția de mare ofițer al armatei imperiale romane în fața unui asemenea gest de cutezanță și de frondă, împăratul l-a pedepsit aspru. Când iubești un om cu întreaga ta ființă, când simți că acea persoană îți dă o bucurie de nedescris, numai rostirea numelui acelei persoane deja deschide zăgazurile unei desfătări spirituale, sufletești extraordinare în, în, ființa ta. Orice referință, orice raportare, orice gând, orice simțire cea mai firavă a inimii tale înspre persoana pe care o iubești este pentru tine un motiv de plenitudine. Ești în stare să faci tot ceea ce îți stă în putință. Nu există obstacole pentru cel care iubește. Nimic. Nu există imposibil. Nu există ceva care nu poate fi escaladat. Iubirea este cea care topește totul. La final a avut loc un parastas pentru cei trecuți la cele veșnice, iar participanții au primit cuvântarea și încurajarea de a nu uita înaintașii și învățăturile lor. A fost un moment deosebit și prin protia preasfințitului Ignatii de la Huș. Am apreciat cu toții slujirea preasfinției sale și, desigur, și cuvântul bogat și frumos de învățătură. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile și bunătățile sale pe care le revarsă pentru peste noi în spiritul acestei zile de sărbătoare și rugăciune, măicuțele de la Voroneț au oferit participanților ștergare țezute manual, iar mormântul savroforei Irina Pântescu, prima stareță a mănăstirii, a fost împodobit cu flori și luminat de candele, aducând aminte de devotamentul și iubirea pentru Dumnezeu. Evident că am pomenit-o și pe cea de întâi stareță a mănăstirii Voroneț, pentru că de acum sunt doi ani de când măicuța noastră a plecat la Domnul, dar cu toții ne-am rugat la mormântul său și credincioși care au împodobit hramul prin prezența lor, dar care în anii trecuți veneau la Voroneț și primeau cuvânt de învățătură și mai ales primeau foarte multă dragoste, ceea ce ea a amprentat pe toți a fost dragostea cu care măicuța le răspundea și cu care îi mângâia dacă aveau momente mai grele, mai dificile și sfătuia cum să se roage. Hramul Mănăstirii Voroneț a fost o zi de comuniune spirituală și recunoștință în care credincioșii au fost îndemnați să păstreze și să transmită mai departe învățăturile și tradițiile duhovnicești.